Ce faci, patroană? Bă, bucătare! Nu numai că ești bucătarul ei. Nu ești numai bucătarul ei. Ești și contabilul ei, al lui patroana. El e și contabilul, prieten. Ia uitați la ală să îmbârte prin nacte pe aici. Uite câte rății, trebuia să le arunc. Ce faci, patroană, cu arții ai? Aruncă-l manetul, nu mai îmi trebuie. Patroană, ce faci aici? Vezi câtă muncă e pe capul meu, uite, stați. Mihaion, de la casa de asigurări. Păi ia, patroană, strânge-ne în stat și du-le la poliție. Acolo arunc, patroană. Ești iar vorbești nebun, du-te la cercul. Deci caută actele, prieteni, patroana lăsate de la tata. Le vedeți? A, Cuturița, ce faci? Că nu scoți un cuvânt, ai venit să o ajungi și tu la acte. Nu, nu mai veni. Nu? Mihai Lenuța. Patroană? Da. Îți zic, cu asta vrei să demonstrezi că ești nevinovată, că nu știi carte și că nu știi să scrii și să citești. Să-ți adun actele, să le adun, da, la tribunal. Din cauza asta l-ai luat pe lală să citească. Mihai. Ce-a făcut tatătă? Uite, să adun actele, să le duc. Păi da, păi uite, dar Lala citește, citește Lala cu gura tare. Lasă că n-a nimic. Zii. Serviciu impozite și taxe locale. Hai, Ion Terica. Aoleu, păi ăla sunt eu, mă. Ei, patrone. Uitați, ce e? Păi al meu ăla, patron, auzi, am datorie la taxe și impozite. Tati, iată de coburzeau, că nu știi să ia-i prăcut de pe care e jos. Pentru mă, ce faci? Mă, Lala, mă, bucătare, ce faci? Ce faci, bucătare? Mai mâncăm ceva, mai bem ceva cu tună? Nu mai mâncăm nimic, gata, că ați luat în greutate prea de tot. Eu nu mai mănânc. Nu mai, gata. N-aș fi pena cu părerea dumneavoastră. Hai, hai, hai. Bună, bă, patrone, să nu îmi trec pe bucătarul. Bă, patrone, auzi, bucătare, sunt mai gras ca tine? Da, uite. Serios? Da. Uite diferența. Cătăline, ce mai spune lui Cătăline? Ce-i patroane cu filmarea? Ce-i patroane? Păi, uite, Lală-i domnul contabil, prieteni, Lală, contabilul Lală, nu mai face canalizare acum și acum face contabilitate. Mehedin. Canalizarea a rămas jumate, așa. Nu contează. Hai, hai, Lală, lasă-o pe cutună. Numai de gură, ham, ham, ham. Lală, lasă-o pe cutună. Știi ce nu-mi place mie, cătăluși. Știi ta cutună, de-am zis mai tu. El pe baro, cutună. Bă, Lală, Lală. Cum îți permis să te iei cu ea? Și cum îți permis? Cine ești tu de... Nu-i zic eu, ce are cu mă? Așa e, Lală, are dreptate, Cătălin. Are dreptate, Lală, pe bune. Constantinic, o să le înseamnă, îl bagi pe Lală, înseamnă. Așa e, nu-l mai bag și eu, că vorbește prea mult. Îl bagi în seamă, vezi, l-ai umflat. Așa e, patroană, tu să-l bagi în seamă pe Lală. Nu lasă, vorbești cu mine, ce e. Bă, Alex, trebuie să nu mai băgăm pe Lală în seamă. Nu mai băgăm în seamă, gata. Ia vina pe Lila, mă, ce faci filmat? Faceți-vă de-o treabă. Păi nu mai băgăm pe Lala, în seamă trebuie să-l bagi tu acum. Lasă, nu mai bagi, duceți-vă, vedeți-vă de-o treabă. Unde să revedeți de treabă? Ce-i asta? Ce-l faci în seamă? Bă, ce-i asta? Cadea Cărlmangă, gajen, răcodul ăla. Dau lea, că n-am gat. Și ce ești, Cătălin, să-l dau afară atunci. Uite, mă. Vreau că era să-ți dăm niște ce ceva. Vreau că hai lăsat-o care treabă, patroana. Lasă-te, nu-i avem treabă cu oaia, patroană. Dă-i acolo, hai la mare. Pe unde să plecăm? Cine să facă? Tu, Lala, rămâne omul tău, noi nu mai băgăm în seama. Păi acolo, grătar, pe ce să avem de toată. Avem grătar unde să facem, mă? Hai să facem aici. Cum să-ți fac cadou ochelarii aia, domnul Nani? Stai jos, Cătăline, stai aici. Cătăline, stai aici. Grătarul? Nu știu de la dus. Ce, ochelarii? Da. Știu că costă mult, cam 1000-2000 de euro, nu știu cât costă, dar... Nu costă 1000-2000 de euro, costă... 5 euro, 200 de mii costă. Domnule, păi știu că tu mă de firmă. Ia, arată-i.
Și lateral? Nu are emblema Italiei. Bucătare, unde te duci? Am să pun să fac ceva. Păi stai că o fac eu aici. Patroană! Ce faci, patroană, în loc să faci... Mă, lasă-mă, trebuie niște artii să caut care îmi trebuie. Păi nu o să faci ciorbă de burtă, uite ce mai faci cu ortiile astea. Să mai mănânci acum, cheamă de la sorta. Ce e, bă? Mihai, e o ciorică. Păi ce-ai luat patroana acum actele astea? Lasă-mă, domnule, în pace, du-te, dacă ai vrea mâncare, cere de la sorta. Vrei, Dani, de ce să ceri de la sorta mea? Ai ciorbă ca la plic. Stai. Că mi-e rău, patroană, vezi că n-am mâncat dulce, mi-e rău. Opi tacte. Am zis tu de... Uita cartabria pe stiga, a dictat ce mașina cadea. Pe ce-o n-au. Aia e dictat. Avea la cutia, că-i ce le-am luat. Ai un mes, zis. Paulo. Paulo. Spune-mi că Paulo ai. Zic, da, stoi, codea. Patroană. Vorbește românesca. Lasă-mă cu gândurile mele. Ce vehicul? Dica cu de-aia. Dica cu vehicul. De mașină. Cui zic dacă le-ai le mașini? Oin. Ce te oin? Oin? Oin. Băi, bucătare, de ce mi-ai grătarul? Mai pe seara zic că vine firmea pe la mine. Și oh. Facem și noi un grătărel acolo, știi, la aia mică. Se faci pe trecere, lui, cum o cheamă, lui Pami. Pami. Lui Pami sau lui Iasmina mică. Lui Iasmina. L-ai spart, ce i-ai făcut? Ce i-a făcut? Focul, ce e omul de vină? L-a făcut una la lăzru. Dar cu ce faci, îl mai repari? Cine e acolo? L-a distrus la ia mișcă de el puțin. Nu, mă, e praf. Cum mai facem noi oaia dacă l-a distrus? Ce ne facem fără oaie? L-a distrus. Ce ne facem fără oaie? Ce a făcut acum? Să vă plătească patrona grătarul. Du-te acolo la patrona să plătească patrona grătarul. Hai, trage cu tine. Mai trebuie să mâncăm oaie pe fiecare zi. Plătește patrona o tablă, trage-l după tine cu tunița. Facem. Trebuie să fac acum. Cum facem noi? Dă-i bătăie la patrona, hai. Avem noi table și facem pe răcoare alta. Așa bucătare. Păi da, pentru nu vii. Bine. Mai târziu. Bine. Am scos vita afară. Vita. Acum să-ți fac ciorbă. Nu ciorbă de vită, ciorbă de burtă. Păi nu, eu am numai carne de vită, n-am burtă de la vită. Păi unde e burtă de la vită? La patroana, nu știi că de-am dat. Auzi, a gătit-o patroana tot. Când? Când m-ai mâncat tu căpățân, așa am mâncat și vita, vârta. Te furiș. Pe furiș a făcut ciorbă acolo, serios, a făcut ciorbă. Păi cine, David, tu de ce nu le-ai dat și lor din căpățână jumătate? Da, chiar bucătare din căpățâna aia, ce bună era, da, mare. Ciorbă prezidențială. Serios? Vedeți, prieten, a făcut ciorbă. Adonat la toată lumea. Ciorbă prezidențială. Adonat la toată lumea și numai la voi n-adonat. Da. Da. Bravo, hai, dă-i drumul cu grătarul. Hai, dă-i drumul cu grătarul, du-te la patroana. Uitați, cutunița trage grătarul după ea, prieteni. Merge cu el acasă, de fapt. Ia cu bucătarul, ia vedeți, uitați. Care grătar acum. Da, trebuie să facem și butelia. Bă, pe butelia voastră, mă? Da, bă, ați rupt și ăsta. Doamne, nu ne mai dai nimic acum. Păi toate, le-ați rupt. Da. Uite ce-a făcut. Da. Ne cerem scuze, Cătăline, ce să facem acum? Ce să facem? Acolo ai loc pentru butelie? Da, pentru butelie, da. Da, bravo, bravo. Place ce am făcut. Chiar vă pricepeți, îmi place ce meseria și bucătare. Serios, lucrurile tale le pui, da, acolo la rostul lor. Uite aici, pui butelia. Aici pui feria. Dacă când faci focul, nu mai lăsăm acolo. Nu. Uite acum trebuie să cumpăr altă tabă. Dă-i din, dă-i din soare. Pune-l cu patroana, pune-l cu patroana. Spune-i că trebuie să cumperi tabla acum. Ia să vezi de ce, că nu mai are nevoie de grătar. Ce fac, patroane? Trebuie să ne cumperi tabla, ai spart grătarul. Auzi, ai spart grătarul. Cumpărăm o tablă. Păi cumpără, că acum le trebuie să o facă. Facem grătar acum? Păi da, trebuie să facă omul. Facem o grătar, bă, oaie. Păi omul trebuie să facă și el grătar.
Cătălin, lasă oile, lasă iată, v-ați îngreșat. Uite, patroană, ce ai făcut? Uite tabla, vezi? Hai să facem treabă, lasă grătarul. Păi grătarul dă banii să cumpere tablă. Să scoală Alin, să faci treabă, faci iar grătar. Nu, mai ducem ăsta acasă, nu facem grătar. Acum nu s-a duc eu grătar, altul îmi dai banii, s-a duc grătar. Băi, cât de pe Alin, ce îți dai? Du-te la tate, lasă-te. E prea mare, nu fac grătare toată ziua. Mai lasă și tu ceva să dai. Mai vedem, mai lasă acolo. Păi zi cât acum, ca să... 4 jumate. Hai, nani, zi. 4 jumate s-a dat. Hai, du-te și adă-l. Dar banii nu dau pe datorie. Bă, adă că eu îți dau euro. A, euro, hai că euro. Hai, euro, uite. Adă banii, mecadean. Se dau banii, băi, cum mecadean înainte? Adă grătarul, hai. Iar un metru pe metru. Ca să nu mai iei grătarul la bucătar. Cât de mare? Ca ăsta. Ca ăsta. 100 de euro, ca ăsta mic. E puțin mai mare. Păi am pe alu bucătarul, mie îmi trebuie așa de mare. E puțin mai mare. E așa? Să pune toată oaia. Nu, cam așa. A, nu vreau atunci, gata. Hai, gata, duceți-vă că nu vrea. Păi serios, dar dacă era mai mare, luam. Iar e așa cu tablă de asta? Nu mă duc să fac poze și traduc. Hai bine, fă poza și mi-arăt. Dar să nu fie, să nu fie ca ăsta lui bucătarul. Ia scoate, mă. Ia scoate, ia uite. Uite că lui bucătarul. Dar par patroana, uite ce a făcut patroana. Uite, să fie. E făcut de bucătarul nostru, este cum să spun, făcut tavă. Aaa, bravo, atunci hai să-l vedem pe ăla. Hai, e făcut chiar e una e să pricepe la grătare, la bășea, știi? Unde e patrona să mă duc și eu, că mi-e rău. Că mi-e rău să mai merge. Unde mergi bucătare? Pui în dubă? Pui în dubă. Începe grătarul la noi? Începe grătarul? I-a topit în patru ani grătarul. Lasă că nu așa zice ea, dar nu vinde ea grătarul. Mă duce că dacă e grătarul bun, îl iau. Îl iau serios. Dar să fie mai mare. Ai invitații de la noi, mai pe seară. Deci am invitație când să vin la voi să facem grătarul ora 12 noaptea. La noapte? Da. La ora 5. La noapte. La noapte sunt în București. Eu vrei grătar mare. Da. Hai cu mine, am duba. La cințelin aici. La peco. Am văzut grătare mare așa. Nu e mare, nu sunt. Nu sunt. Îmi trebuie un grătar mare. Dau și 4 milioane, 5 pe el. Hai că mă duc să fac poze la Armen și nu. Auzi, Macu, du-te și adă și mie omul ăsta. E un om aici lângă poliție care face grătare vis-a-vis de poliție. Știi care? Ha, de la mine. Să mai cumperi tu materiale, da, 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 tablă, da. De unde le aduci? Le aduc de la magazin. Hai că vedem, hai. Hai, adu-l, Lani, da? Băi, bucătare. De ce nu le pe Petanasie? Lasă Petanasie. Bucătare, mi-a dus omul ăsta de la poliție. Cumpără material că ți-l fac eu, ce nu înțelegi? Păi cum să cumpăr material? Cumpără, uite de astea, profile ce trebuie, sârmă, de si? 8, serbeton, eu ți-l fac eu. Ce-i mare lucru? Și tablă? Și tablă tot. De cât? De 5, de 10. Păi trebuie să vedem grătarul de cât îl facem. Hai, lasă acum, du-te că așteaptă copiii în mașină, hai. Hai, bucătare, du-te că te așteaptă. Uite, așteaptă cotonița, unde duci cotonița? Da, acasă mă duc. Ce-l mai legi pe bucătarul să-l duci la Miaela? Păi cum să nu leu? Păi l-așteaptă Miaela să-l ducă cu el la plajă. Păi, dar vrei? Sau hai la mine să stăm înăuntru, în sală. Hai să duc și eu ăsta și mă duc. Hai, du, hai. La revedere, cotonițo. Acum am rămas acasă eu și cu patroana. Trebuie puțin să stau de vorbă cu Lală, pentru că i-a vorbit urâcul cu tunița Lală. Lasă mama pe Lală, că avem treabă, ce să ceartă cu tunița pe el? Patroana, nu-i frumos să vorbească așa. Nu te uita, Lală, la mine, nu te uita. Că mi-a zis bucătarul, nu mai garantează pentru tine. Auzi, dacă... tăi așa să vorbești. Băi, iartați, să audă și fac și tot. Ce ai de vorbit, vorbești cu mine, cu Leu și cu Alina. Atât. Nu mai da? Vorbești cu ăla. Da, dar eu nu mai garantez pentru Lală, patroana. Hai bine, că n-a geacă, n-ai de antre mai crable, lila. Du-te-n treaba ta, mamă, hodinește și tu, acum beați pastile, păi insulina. Du-te așa, cu insulina pe zoadă astăzi. N-ai făcut-o. Bine că n-ai făcut-o. Ce patroana? Mi-a răcrim că ta-și ca mama nimic portată. Ce? Că ta ursul, alege ca la, aici pastilele tale. Păi nu sunt băute de mult. Ia-le, că-s pastile. Păi mâine mă duc la dentist și n-ar trebui să mai iau pastile de astea.
că nu mai lua atunci, pune-le bine acolo. Da, dar mi-e rău patroane. Păi de ce nu te duci să pui în pat? Cred că mi-e rău de la soare. Păi, insulina. Gata, unde e lumina? Stai că acum, gata, vin și plătesc. Te plătesc pe vlog. Te plătesc pe vlog. Hai să vedem, prieteni. Hai să vedem cine doarme aici. Pisoiul meu al frumos, Doamne, Doamne, mărtanul meu. Miorlau, miorlau, ce faci, mă, pisoiule? El e pisoiul meu al mic, prieten. Îl lăsăm acolo să odihnească. Lumina! Lumina! Unde ești acum? Am venit gata. Să fac recepția. Am venit să fac recepția, Lumina. Unde l-ai pus? Păi mă duc acolo să văd ce ai făcut și după aia... Patroană! Patroană! Patroană, hai patroană că e rolul Leo. Hai că nu se simte bine. Și acest? Da, hai! Sări și acest. Nu e rolul Leo. Sigur, da. Hai să vezi. Ideea e la toate astea și de dimineață că am putut. Hai că e rolul Leo. Sucă de vezi, că de-am tăiat. Hai să vezi. Nu, hai. Nu mă fac să moar, ce vrei să fac? Hai să vezi că chiar e rolul Leo. Ce e, bă? Mă duc cum fac băgări de făcut. E rolul ăla, uite. Tu gândeam, ce-ai făcut? Ah! Ce-ai mâncat? Mă tăia să mor. N-am mâncat nimic 4 ani. Dar ce-ai făcut? Ai beut? Am beut băutură. Care băutură să beau 4 ani? Auzi, știi că de-a dimineață îmi caut pe acte și Anca mi le luă și le strânsă grămadă? Ce ne luă? Și de azi dimineață caut pe acest place. Păi de ce? De ce le-a luat? Să facă curat ea. Du-te, Alex, și dă-i drum la becul. Să facă curat. Uite, mi-e și de dimineață de azi aia. Am căutat după actele toate. Te știu, dar să mai arunc din care nu trebuie și el amestecat. Să-l lasă și ea. Și acum ce a făcut? Hai, spune, muncă de degeaba. Pe ce a făcut 4 ore acum? Vezi? Nu muncesc de degeaba, trece de pe mâna mea. De pe mine ce fac eu, ei bagă mâna. Lasă, patru. Ar trebui să mă duc la doctor, la dentist, băi. Se după, nu vezi că ești clămăcit. Da, dar uite că nu pot să mă duc. Clămăcit, dimineața te vă duce la 5 tot, pe cateră coaie. Mă trezesc la 5? Păi tu ce vrei, te duci acum? Nu, dar mă trezesc la 5? Nu, la noaptea pe răcoare, să spală Alin, acum. Alin, acum să spală la 4? Păi când se spală, ce vrei să-i fac? Mm? Lasă-l să doarmă. Uite, mi-a rog fine. Uite ce-am făcut de lapte. O să iei din jumătate să arunc ce nu trebuie și ce trebuie să găsesc actele lui tatăl care sunt. Și ai găsit actele lui tatăl? Dar mai găsesc și trebuie să mai găsesc. Dar uite, mi-e lumea care iar. Iar să muncesc acum pe acte. Și tu de ce te supărași pe la lume? Nu, n-ai văzut cum mi-a zis Cătălin că nu mai garantează pentru el. Tu e de, te ia după bucătar și după cutunița. Patronul, lasă-mi pe la lătie. O, ce sunt stăpân să gânească oamenii de la mine din curte? Da, e frumos cum se poartă cu tine. Lasă-l așa, vorbește el la ca mine, tare. Ce vrei să fac? Uite, mă ajută, n-are cine să mă ajute. Atunci tu mă ajut, tu cetești tot tine. N-are cine să-mi cetească tine. Ce aveți cu lală? Și ce faci? Lăsați-mi pe la așa. Îmi dă mână, o apă, o asta, o pungă, o asta. Nu mai vreau să vine la mine, când plecăm? A venit la mine și m-a întrebat când plecăm. Lasă-l să vine mâine cu mine, cu urs. Unde vine? Vede mâine, păi mâine. Ce? Spune așa, din cursul cu patroana. Filmează cu mâna lui Alex. Cine e afară? Dana Mocanu cu Anca. Cu Anca oficial? Nu, cu Anca. Bă, ales, am corin și bună, stai aveți. Da. Tu n-am filmat și bine. Bă, patrona, și ce facem atunci? Nu mai mergi cu mine. Hm?
Tu pui mâine, poți să mergi. Eu am programare mâine la ora 10 la dinți. Nu mai pui mâine în pentru ce mai merg? Când vrea Alin, când vrea Alin te duci. Eu nu mai mă duc, dacă vrea și nu mai mă duc, mai mă duc. Păi nu, dar cum vrea Alin? Când s-o scula, el vede. Păi eu trebuie să mă duc să fac dinți. Ai cineva. Făcut insulina? Am făcut. Pastile le-ai luat? Am luat 4 ore pastilele, dar mi-e rău de la mâncare, mi-ai dat sarmale din dimineața, ardei. Păi ce să fac, de ce ai mâncat? Păi am mâncat că mi-ai dat. Păi ce curcanul ieri ai luat găină de către cu ea. Nu luai curcanul să-l mănânci. Ia du-te de curcanul cu așa, trimite-l pe nana. Să duc eu să cazi eu din picioare aici, să mai fac un ochi. Trimite pe nana. De ce amestecat asta? Că le spune ce mi-a amestecat. Păi dacă poți să-l iau de acolo. Și le amestecat și muncile de-a de-a. Le-am băgat în fiecare plasă, în fiecare tasă. Unde sunt aia de-a mâncat? Ia spune și mie, unde sunt actele care le-am pus 4 ani? Ia hai cu mine. În plasă acolo. Nu, hai să vedem care este sosul de acolo. De ce le amestecat? După cine când ți-a spus? Bă, am căzut. Ia stai de unde camera. Când am spus, s-a spus de mine, de Leu și de Alina. Bă, am că spus, ce vrei să mă chem cu Alina? Cum să le amestec? Ia vine, mă duc. Hai să mă punem în situație. Atunci am încercat de acolo de azi dimineață. Da. Unde stau, măi, Oprețu? Lasă, rămână cu cătălui. Nu mai stai, dacă tu vorbești, eu nu trebuie. Ce vorbești eu? Bă, tu mă comandă altfel de mine. Bine. Stai să-mi iau papucii, stai să-mi iau papucii. Ce? Stai să-mi iau papucii, să-mi iau papucii. Repede. Nu-i problemă, iar papucii nu ești pe ei. Îi filmează, ce fac acolo, mai încape și tu. N-are cine să-mi caută, uite, că vede și ape și mie. Dar îmi fac în loc cu curți și bani, unde-i fac cu bani. Ai nu poate. Ai să-ți n-am. Ai să-ți n-am. Imediat stai. Să mă ce făcut? Pe ăla de jos le puteai aici? Uite, dă-i, ia! Și ăla de pe masă le puteai aici? Mă, pune de pe masă, pe masă care le puse, de pe masă. Pune pe asta acolo să văd. Așa. De ce te-ai văzut pe așa. Și care puse să te-a mâncat? Le-a mestecat și ăia de jos, de ce le-a mestecat? Acum ce facem? Le mai verificat? Nu, nu le mai iau odată, că nu sunt... Păi nu mai am ce zi degeaba, că ești nebun. Păi cum le, de ce le-a mestecat? Lasă peste jos, lasă-le jos, de unde le luați pe ea? Păi aia de unde? De jos? De unde? Ăștia pune jos. Și care? Ăștia tot jos pune. Tot. Mă, care pusă și-a în spate? Ăștia le pusă care pune jos de tot. Și care trebuia să mai cerchim? Să mai cerchim de jos, le-a mestecat. Le-a mestecat numai odată la mână. Nu, 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 nu. Păi nu mai te-a făcut, mă, păcuși, de ce? Ce te-a mă, de ce făcuși așa ceva? Ia, pe hai, du-te atunci aici, băgat. Da, dă-mi și mie banii pe ce ți-am mâncat. Da, da. De ce amestecat șasele? Ți-ți spun de ce amestecat. Dacă nu mă interesează, că nu fac firmă. Păi nu te interesează, așa trebuie să mă... Băi, nu fac firmă. Bă, am trecut, eu am... Eu știu ce s-am. Ita pe budar. Gata, acum bagă-ți bagajul la pe comunitatea. Da, dă-mi banii pe ce-am mâncat. Hai, cât v-ați dat? Ce-ai făcut? Am zis dacă l-am dat. Dar n-am lăsat-o. Dă-mi pe ce-am mâncit eu. Ce? Dă-mi banii pe ce-am mâncit. Ce? Cum ce-am mâncit? Atât. Rămâi cu cătonismul. Hai bine, hai duce, gata. Vino cu aia sunt capte, să nu dau bani până ne descurci apte. Eu mă? Vino de sunt capte. Nu. Bă, vino cu aia, nu știu ce am făcut. Bă, adică mă cer cu mătacul. Mă, vino cu aia, spune actele, ca de ce cum le mă. Bă, actele sunt în sacă. Bă, actele jos. Ce am făcut și așa? Uite ce mătale aici. Bă, de ce le mestecat? Uite, răspunzi tanca care ia vântul. După ce vreau cu tanca, acum cu anca să le descurci. Nu, nu, de tine, pute puțin altul. Uite, am... le-a mestecat vinul. Care puse rămâne aruncat? De ce le-a mestecat cu aia aruncate? Înseamnă că ești nebun la cap. De ce amestecase aia? Adică nu ți s-a dat aia tocmai de bărba. Filmezi, prieteni, tu îi filmezi lală. Filmezi să ne bată toată lumea ce facem. Să ne bată toată țara. Ce zici, lală? Nu mai păi de ce? Zici și tu ceva. Zici ceva, frate. Unde mergem noi acum? La poliție. La poliție? Da. De ce mergem la poliție? Spune și la prieteni. Să semnăm. Da? Da. Îi semnezi și tu acum, n-ai încotro? Semnăm amândoi. Vedeți, prieteni? Am fierat în biserică.
Vedeți, prieten, pe Lala merge să semneze și la poliție cu mine. Semnăm la poliție să o facem templa cu dușmanii. Am luat-o pe jos. Noi cu mașină, noi fără mașină. Da, n-avem mașină să mergem la poliție. Vedeți, prieten, și mergem pe jos. Mergem ca doi ușteri. O să vină și vremea noastră. Mergem la poliție. Am mers pe jos, prieten, pentru că trebuie să semnez la controlul judiciar. Lala, hai să faci tu bolentinul. Pe unde trebuie să mă duc la primărie să scot ciucat? De când mă duc... Mergem la primărie pe jos. O că o luăm pe lumina să meargă. Ce să mai luăm pe lumina? Mergem amândoi? Pe jos, da. Mergem. Să mă urc dacă nu mergem pe jos.